Nu toți au petrecut în noaptea dintre ani. Ca de fiecare dată, medicii și pompierii au fost la datorie pentru a interveni atunci când e nevoie de ajutorul lor. Doctorii de la punctul de urgență din sectorul Râșcani au avut 15 chemări. Cei mai mulți dintre pacienți au avut nevoie de îngrijiri după ce au avut febră sau probleme cu inima. Și fost comparativ cu alți ani, a fost destul de liniștit, adică cazuri de intoxicație alcool și nu au predominat, nu, arsuri, electrocutări, cazuri, adică la noi. Și 300 de salvatori cu 80 de autospeciale au fost la datorie. Ei au avut 18 solicitări. La Briceni, un bărbat de 73 de ani a avut nevoie de intervenția salvatorilor pentru că ușa acestuia era blocată, iar el era căzut la podea. Salvatorii au intervenit în dimineața zilei de ieri, deblocând ușa, chemând ajutorul 903. Iar pompierii din sectorul Botanica au avut o noapte liniștită, fără nicio intervenție. Se spune că cum vei petrece anul, așa va fi tot anul 2018. Noaptea de Revelion a fost foarte liniștită. Noaptea de Revelion doar am admirat pirotehnia din Chișinău. În ultimele 24 de ore în țară, pompierii au intervenit la lichidarea a 3 incendii. Flăcările nu au cauzat prejudicii materiale sau victime.